Aș vrea să ne uităm în Filipeni, capitolul 1, la următorul text, alt text, care ne vorbește despre plinătatea Duhului. Și cred că noi, baptiști, avem nevoie să discutăm despre această doctrină care este foarte, 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 foarte importantă. Foarte importantă. Pentru că o găsim în toată Sfânta Scriptură. Eu, căutările mele după experiență, după crearea Duhului Sfânt, am citit foarte multe cărți. Și am avut un moment de criză, să spun, mai mult intelectuală. Nu mai știam ce să cred. Deci mi se părea că și unul are dreptate și celălalt are dreptate. După o perioadă de timp, deci și viața mai e ceva experiență, se pare că altul are dreptate. Și tot așa. Și m-am dus cu puțina greacă, care știu eu, și am luat termenul de la umplere, și l-am căutat peste tot Noul Testament. Și am luat toate textele și am început să discut despre rând. Dragile noastre, pot să vă ducă puțin în confuzie, cel puțin asta, în limba română. Pentru că, de exemplu, ai Coloseni capitolul 3, dacă nu mă înșel, sau 2, unde spune în Biblia, voi aveți totul de plin în El. Este un verb acolo care spune, voi sunteți umpluți de plin în Hristos. Se poate verifica, simplu, nu trebuie să știți foarte multă greacă ca să verificați treaba asta. Sau, de exemplu, Pavel se roagă și e interesant că majoritatea pasajelor doctrinare despre umplerea cu Duhul Sfânt sunt prezentate în rugăciune. Foarte interesant lucrul ăsta. Doctrina despre Duhul Sfânt este prezentată în rugăciune. O să vorbim puțin și despre stăruință iară. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, 11, spune, de aceea ne rugăm de curmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi. Ce termen credeți că e? Exact acela. Să umple în voi. Să umple în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorită din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu Harul Dumnezeului nostru și al Domnului nostru Iisus Hristos. Vă mai dau un detaliu acum în introducere despre distinția pe care am făcut-o anterior între cele două tipuri de umplere. Umplerea din fapte și umplerea din epistole. Umplerea din fapte care se vede că e mai punctuală, rapidă, spontană, pentru o anumită slujire și umplerea din epistole. Ce vreau să spun? Nu că umplerea pe care o găsim în epistole nu se găsește și în fapte. Pentru că găsiți, de exemplu, descriși ucenicii, toți erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Sau spune despre Ștefan, despre celălalt diacon, că era plin de credință și de Duhul Sfânt. Sau plin de înțelepciune și de Duhul Sfânt. Vezi legată o caracteristică sau roada Duhului Sfânt de plinătate. Însă, în limba greacă, sunt doi termeni, nu vi-i dau acum, dar v-aș putea da un articol în care să puteți verifica chiar voi lucrul acesta. Sunt doi termeni diferiți care se referă la cele două tipuri de umplere. Și niciodată nu se confundă. Când e vorba despre o umplere pentru sfințire, este un termen. Când e vorba despre o umplere pentru slujire, este un cu totul alt termen. Niciodată ei nu sunt interschimbabili. Și lucrul ăsta este interesant și important. În Cartea Faptelor Apostolilor avem ambele tipuri de umplere. Nu vreau să spun că Duhul ne umple cu putere pentru slujire și nu ne dă nimic din roada Lui. Nu asta vreau să spun. Ci vreau să spun că Biblia totuși face o distinție. În Cartea Faptelor găsiți ambele tipuri de umplere. În Epistole nu găsiți niciodată termenul folosit în Faptele Apostolilor pentru umplerea, pentru slujire. Nu vreau să spun, chiar nu există, ci că nu se găsește în Epistole. Și când noi studiem pasajul doctrinare, în special înțelegem că discutăm despre umplerea aceasta progresivă, da? Umplerea aceasta progresivă. Bun. Deci ne întoarcem la Filipeni și vom citi împreună de la versetul 3. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Asta e baza rugăciunii sale. Bine ați venit, fraților și sorelor. E frate mic sau soră? Frate la mic sau soră? Ah, corect. Doctrină sănătoasă. Da. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Care lucrare? Partea pe care ei o luau la Evanghelie, versetul 5. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, cât atât în lanțul pe mine, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi toți sunteți părtași acelui așa. Căci martorul mi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos.
Aici este partea de mulțumire, exact ca în Coloseni. Este o parte de mulțumire și acum începe mijlocirea. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Vă aduceți aminte asemănarea cu textul din Coloseni? Cunoștință și pricepere. Ca să deosebiți lucrurile rese, pentru ca să fiți curați, să nu vă potriviți până ziua venirii lui Hristos prin deroada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Termenul put apare în versetul 11, unde la noi e plin. Este un verb aici și este termenul umplut. Acum haideți să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre această plinătate. Clar, arătat în locul acesta, ca și în textul din Coloseni, această plinătate a Duhului Sfânt este dată după ce ei s-au întors la Dumnezeu, da? Evident, vorbim despre niște credincioși. Niște credincioși. Am auzit de oameni care pretind că au fost umpluți cu Duhul Sfânt fără să fie întors la Dumnezeu. S-au dus la o seară de asta specială, ei n-au credeau nimic, au judecat, focus, focus, preparatul, gata. Era și de toate. Nu există vreo ceva. Pavel se roagă pentru oameni care erau credincioși. Să nu amestecăm lucrurile, da? Se roagă pentru oameni care erau deja credincioși. Doi, se roagă pentru toți care să aibă parte despre, de această experiență. Trei, această experiență descrie tot ce înseamnă să trăim noi pe pământul acesta în relație cu Dumnezeu. Tot ce înseamnă să trăim ca oamenii al lui Dumnezeu. Tot ce înseamnă viață creștină, da? Această lucrare este temelia vieții noastre. Temelia vieții noastre. Fără ea nu ne descurcăm. Ea este crucială, este esențială. Este fundamentală pentru noi. Să nu ne ducem într-o extremă din altă extremă, da? Faptul că unii abuză, cum am spus, faptul că unii abuză experiența asta, s-o abuzăm și noi. Faptul că unii spun că este doar ceva experimental, noi să spunem că este ceva complet non-experimental. Faptul că unii o descriu de cele mai multe ori în termeni sentimental, emoțional, am simțit o putere, am simțit o bucurie, am simțit ceva nu știu unde. Asta nu înseamnă că sentimentele nu sunt implicate deloc, da? Duhul Sfânt se atinge de toată personalitatea noastră. Bun, și acum Pavel vedem din nou că el se roagă pentru lucrul acesta. Se roagă, da? În rugăciune spre înaintea lui Dumnezeu. Deci vreau să intru într-o discuție mai largă despre stăruința după Duhul Sfânt. Cei care veniți din mediul carismatic, fie pentecostal, eu am plăcut mai mult în mediul acestea, știți care este practica, da? Dar chiar dacă nu veniți de acolo, probabil că ați auzit care este practica. Vreau să vă uitați în Biblie și să vedeți că niciodată cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt, vorbim nu despre umplerea acum, da? Hai ca să separăm. Lăsăm puțin umplerea, nu lăsăm Biblia, da? Lăsăm umplerea fizică, înțelegeți voi, lăsăm umplerea și discutăm despre botez. Cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt, niciodată nu s-au rugat pentru sine ca să fie botezați cu Duhul Sfânt. Știți asta? Luați fapte 2. Stăteau acolo, da? Și a venit Duhul Sfânt. Peste el. Ei stăreau în rugăciune și în cerere, dar nu spune Biblia că stăreau după Duhul Sfânt. Bun. Găsim fapte 8, de exemplu, în care se convertesc samaritenii prin Filip și Petru și Ioan se duc de la Ierusalim în Samaria. Cum au primit oamenii ăștia Duhul Sfânt? Prin punerea mâinilor și prin rugăciune. Prin rugăciunea cui? Deci Petru și Ioan nu spun, faceți un cerc aici. Care n-ați primit Duhul Sfânt? Păi n-am primit niciunul. A, cât sunteți? Bă, cam mulți. Da, bă, faceți cer mare. De 2000. Să obișnuiește asta. Toți strigați acum, aleluia! Păi ce puteați să strige, aleluia și-a fost plus cu Duhul Sfânt. Da? Nu. Strigați sânge. Da? Nu. Știți că practicile astea folosesc. Ele trebuie scoase la iveală. Nu există nimic biblic în lucrul acesta. Absolut nimic biblic. Ce magie! Crezi că dacă ai spus un cuvânt magic, l-obligi pe Dumnezeu, Dumnezeu așa ca un trăsnet, fum, lovește cuvântul la magic și te umple de Duhul Sfânt. Nu există așa ceva. Cine s-a rugat pentru botezul cu Duhul Sfânt acolo? S-a rugat apostolii pentru ei. Cei care spun astăzi, veniți să vă dăm Duhul Sfânt. Puneți-o aici sub mâinile voastre. Ce suntem noi apostoli? Suntem noi apostoli? Sigur, nu ești. Sunt nicio formă, nu ești. Nu suntem. În fapte 10, al treilea eveniment, este momentul în care Petru predică și ce interesant, pasajul care vorbește clar despre neamuri nu este luat de oameni ca tipar pentru primirea Duhului Sfânt la neamuri. Pasajul care vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt la neamuri este fapte 10. Dar la ăștia nu le place tiparul ăsta. De ce? Că în timp ce predica Evanghelia, Duhul Sfânt pur și simplu coboară. Duhul Sfânt pur și simplu coboară. N-a făcut nici Petru, pur și simplu a predicat Evanghelia. Și avem apoi fapte 19, unde este Apostolul Pavel, ucenicii lui Ioan, la Efes. Pavel își pune mâinile peste ei, nu se roagă ei, nu strigă ei,
și aceștia primesc Duhul Sfânt. Aceștia primesc Duhul Sfânt. Deci întotdeauna vedeți două aspecte foarte importante legate de botezul cu Duhul Sfânt. Că apostolii sunt aceia care își pun mâinile și se roagă pentru cei care primesc botezul cu Duhul Sfânt. Atenție, botezul cu Duhul Sfânt. Apostolii sunt aceia care fac lucrul acesta. Și că întotdeauna aveți de-a face cu o situație corporativă. Nu este un singur individ care vrea sigur să fie botezat cu Duhul Sfânt. Nu există lucrul ăsta. Deci apostolii fac treaba asta, însă apostolii prezenți, ei se roagă și întotdeauna este o situație corporativă. Și de fiecare dată este o categorie diferită de oameni. Deci nu găsiți, de exemplu, altă cetate a samaritenilor care s-a convertit și să fie botezați cu Duhul Sfânt, cum s-a întâmplat acolo. Toți cei care urmează să se convertească după aceea, din punctul meu de vedere, la momentul convertirii, sunt botezați cu Duhul Sfânt, adică incorporați în trupul Domnului Iisus Hristos. Asta înțeleg din Sfânta Scriptură. Și mai este un lucru interesant. La toate evenimentele de botez cu Duhul Sfânt este prezent un apostol, cel puțin unul. În Fapte 2 sunt toți. În Fapte 8, Petru și Ioan. Nu sunt botezați cu Duhul Sfânt până vine Petru și Ioan. În Fapte 10 este Petru. Și în Fapte 19 este Pavel. Toate aceste evenimente de botez cu Duhul Sfânt se leagă de pilotul din Faptul Unii. Domnul spune, veți primi o putere că se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea Pământului. Domnul însărcinarea a dat-o în primul rând apostolilor. Și binecuvântarea aceasta a Duhului Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, a venit prin prezența apostolilor, că așa a rânduit Dumnezeu. Ori era Petru și Ioan, dar ori era Petru, la trei evenimente a fost Petru, pentru că era apostolilor celor tăiați împrejura evreilor. Ori a fost Pavel, când sunt la marginea Pământului în Efes, da? În Grecia, ori era Pavel, care este apostolul neamurilor. Apostolul evreilor, apostolul neamurilor, ei trebuie să fie prezenți la fiecare eveniment de botez cu Duhul Sfânt. Acestea fiind spuse, bineînțeles, mulți frați de mei dragi, înțeleg umplerea Duhului Sfânt ca fiind botez cu Duhul Sfânt. Eu nu mă împiedic în etichete. Deci nu mă împiedic în etichete. Faptul că cineva numește ceea ce eu să predic botez cu Duhul Sfânt, nu mă deranjează foarte tare, decât dacă înțelege exact ce este experiența asta, da? Dar cred că în Biblie se face o diferență între botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt. Se face o diferență suficient de clară. Unii le confundă și vorbesc despre ele ca și cum ar fi același lucru. Important este să ai pe Dumnezeu care lucrează în viața ta. Nu să dai expresia corectă la experiența corectă. Mie îmi place corectitudinea și în exprimare. De asta v-am spus lucrul ăsta. Nu știu dacă frații sunt de acord cu mine, dar eu vă pot corecta pe ce o să plec eu. Bun. Adică nu vă pot confuziona pe ce o să plec eu. Corectarea s-a făcut acum. Ne întoarcem la subiectul acesta al plinătății. Pavel se roagă. Uitați cum începe toată lucrarea aceasta. Cum face Dumnezeu lucrarea plinătății în noi? Zice, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Factorul motivator numărul 1 al vieților noastre în relația cu Dumnezeu trebuie să fie dragoste. Cineva mi-a spus, zice, dacă eu n-aș crede că în fiecare zi mă pot pierde, că pot pierde mântuirea și că mă duc în iad, eu n-aș mai trăi cu atâta atenție cu care trăiesc acum. Îmi pare rău pentru tine. Aia nu este Evanghelia. Dumnezeu nu te cheamă ca să trăiești frica de Domnul este un lucru și frica că te pierzi de Dumnezeu este cu totul altceva. Dar să nu le confundă. Dumnezeu, dar spune în Biblie că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Aia este altceva. Reverența profundă, conștientizarea profundă a existenței lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu în viața ta este ceva și teroarea că Dumnezeu te blastă, că te trimite în iad, este cu totul altceva. Da? Să-mi spui că factorul motivator numărul 1 a vieții tale este că te temi de Dumnezeu sau eu îmi iubesc soția ca ea să nu divorțeze de mine. Aia nu este căsătorie. Nu este, cel puțin nu este în conținutul ei căsătorie. Este un contract făcut acolo, de aia nu este viață de familie. Da? Că să tem, eu mă tem că ea o să facă ceva sau ea să teme că eu o să fac ceva, că dau cu piciorul masă sau să arunc acolo să fac ceva și de asta ea face una sau alta. Aia nu este căsătorie. Nu este viață de căsătorie. Da? Nu este relația noastră cu Dumnezeu motivată. Duhul Sfânt aduce ca motivație principală în viața noastră dragostea de Dumnezeu. Și Ioan spune, dragoste nu este frică. De ce vii la adunare cu Sfânt? De ce te rogi? De ce citești Biblia? De ce nu faci una sau alta? Că te temi? Nu funcționează motivația. O să vedeți, nu funcționează în viața motivația. Că Dumnezeu mă trăsnește, că Dumnezeu mă prinde la colț, că Dumnezeu mă prinde ușa acolo între Bala Mare. Și fiindcă îmi învinețește degetele, fac ce spune Dumnezeu. Asta e motivația. Asta nu este creștinism. Ascultați-mă, asta nu este creștinism. Sunt mulți tineri, sunt mulți copii de credincioși care intrați într-o robie legalistă, crezând că Dumnezeu îi acceptă datorită faptului că fac sau nu fac anumite lucruri.
și nu înțeleg că să acceptați de plin în Domnul Iisus Hristos și că ceea ce noi trebuie să facem este ca urmare, ca un rezultat a ceea ce Dumnezeu a făcut în noi. Asta este Evanghelia. Noi am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Eu nu fac fapte bune ca Dumnezeu să mă aprecieze, să mă bată așa pe umăr, să mă mângâie pe căpușor și să spună, băiate, te primesc în cer. Nu! Eu fac fapte bune, eu trăiesc cum vrea Dumnezeu, pentru că iubesc pe Dumnezeu, pentru că sunt deja iubit de Dumnezeu. Noi iubim? Pentru că El ne-a iubit întâi. Și Duhul Sfânt adâncește în noi această primă motivație. Asta este prima motivație. Vrei să fii plăcut lui Dumnezeu. Îl iubești pe Dumnezeu. Asta lucrează Duhul Sfânt în noi. Dragostea este cerința numărul unu al lui Dumnezeu. Dragostea este cerința care acoperă toate celelalte cerințe, care le încapsulează pe toate celelalte. Iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei tu. Pentru că ce vei vrea să faci când iubești pe Dumnezeu, este ceea ce îi place pe Dumnezeu. Este ceea ce îi place pe Dumnezeu. Deci dragoste, da? În al doilea rând, zice că dragostea crește tot mai mult în futuraș. V-am spus cum e trezit noaptea, nu? Cu copilașul, cu sâmbatul copiilor, cu făcutul mâncării, cu apă în casă, cu oboseală, cu loc de dormite. Unde-s futuraș acolo? Plecat de mult. Plecat de mult. Asta e viața de familie. Deci asta e viața de familie aia adevărată. Da, trebuie să te duci la muncă, trebuie să muncești, fii transpirat acasă și soția ta transpiră și azi duce la baie. Da, deci lucrurile reale. Și ea se spală pe dinți, și ea dacă nu se spală pe dinți. Deci viața e adevărată, da? Înțelegeți. Zice, dragostea crește tot mai mult în... În ce crește tot mai mult dragostea? Nu în sentimente, nu în emoții, ele sunt importante. Emoțiile sunt importante, dar ele trebuie să urmeze creierul nostru, minții noastre. Să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepe. Vei iubi mai mult pe Dumnezeu cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu. E un cer din ăsta vicios, în ghilimele, cu sens pozitiv. Cu cât îl iubești mai mult pe Dumnezeu, cu cât îl iubești mai mult pe Dumnezeu, cu atâta cauți să-l cunoști mai mult. Cu cât îl cunoști mai mult, cu atâta îl iubești mai mult. Cu cât îl iubești mai mult, vrei să-l cunoști mai mult. Cu cât îl cunoști mai mult, vrei să-l iubești. E un cer vicios. O cunoaștere, cunoașterea în dragoste este fundamentală. Așa am crezut la un moment dat. Dom'le, când discutam cu soția mea, când eram logodiți, parcă, la un moment dat, când nu înțelegeam lucrurile, parcă ne iubeam mai mult. Nu ne iubeam mai mult. Nu știam cine suntem, unul și celălalt. Nu știam, habar n-aveam cine e ea și el n-avea habar cine suntem. După aceea am descoperit amândoi cine suntem. Eu m-am descoperit pe mine în ea. Eu nu m-am văzut niciodată cum sunt până n-a stat o persoană lângă mine non-stop. În toate situațiile posibile și imposibile. Nu mi-am văzut o grămadă de atitudini monstruoase decât în relație cu soția mea, în relație cu persoana despre care am declarat că o iubesc din toată inima mea. Asta este viața adevărată de căsătorie. Dar acum o iubesc mai mult, infinit mai mult decât am iubit-o la început. Când am crezut că o iubesc. Pentru că acum o cunosc. Acum o cunosc. Și în timp ce Dumnezeu lucrează procesul acesta de sfințire în noi, începem să iubim ceea ce Dumnezeu face din el. Începem să iubim ceea ce Dumnezeu face din ea. Și acum iubesc ceea ce soția mea va deveni. Într-un an, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Și eu trebuie să particip la transformarea ei. Și ea participă la transformarea mea. Și iubesc și știu ce va fi ea. Sunt sigur că va fi ceva ce eu iubesc deja. Pentru că Dumnezeu mi-a promis că va face ceva din ea și a promis că va face ceva din mine. Și iubim varianta noastră cea mai bună. Datorită lucrării Duhului Sfânt care este progresivă în noi. Dar trebuie să ai mentalitatea asta. Dragostea noastră în relație cu Dumnezeu este crescută în cunoștință, în pricepere. Vedeți, Duhul Sfânt ne deschide mintea să vedem ce îi place persoane pe care noi iubim cel mai mult, adică Domnul Iisus Hristos. Ce îi place? Trebuie să cunosc lucrurile acestea și cunosc lucrurile acestea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă pun la rugăciune, Doamne, oare Tu cum ești? Zice-le Biblia. Și vezi cu fața descoperită în revelația completă a Cuvântului lui Dumnezeu, frumusețea Domnului Iisus Hristos. Și văzând frumusețea Domnului Iisus Hristos și excelența caracterului Lui și excelența lucrurilor care sunt Lui plăcute, îl cunoști pe El și ce se întâmplă? După ce ai dragoste, ai dragoste ca factor motivator, după ce dragostea crește, se progresează în cunoștință și pricepere. Apropo, diferența dintre cunoștință și pricepere este că cunoștința aceasta este într-un fel informațională, dar și spirituală, dar același timp, în timp ce pricepere este capacitatea de pune în acțiune lucrurile pe care le știi. Tu ai învățat multe lucruri în facultate, să nu știi, înseamnă că știi să le faci. Indiferent de profilul la care ești. Pricepere este capacitatea de a lua informația pe care o ai și a pune-o în practică. Duhul Sfânt face lucrurile acestea în viața noastră. De ce asta? Versetul 10. Ca să deosebiți lucrurile alese. Vezi ce mentală e cumplerea asta cu Duhul Sfânt?
ce accent pus pe pricepere, pe cunoștință, pe înțelepciune, pe discernământ, zice, ca să deosebiți. Una dintre cele mai frecvente întrebări puse astăzi, nu doar de tineri, dar în general de tineri, este, frate, am voie să pun mâna? Nu, n-ai voie. Frate, am voie să mă uit acolo? Nu, n-ai voie. Zic acum așa, da? Nu știu din care e subiectul întrebării, dar asta e întrebarea generală. Am voie să fac asta? Am voie să fac asta? Am voie să fac asta? Întrebarea asta este o dovadă a lipsei de... Eu nu zic că omul care pune întrebarea este prost. Nu zic asta. Dar zic că nu are discernământ. Că nu are discernământ. Dumnezeu nu ne aduce pe noi nicio situație în care să nu ne dea în cuvântul Lui soluții pentru situația respectivă. Niște principii care să ne călăuzească acolo. E bine că ne zbate, e bine că căutăm adevărul și voia lui Dumnezeu. Dar ar trebui să devină un reflex, un instinct al nostru a cunoaște voia lui Dumnezeu și a aplica voia lui Dumnezeu. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos prin cuvântul lui Dumnezeu aduce discernământ. Ne face să deosebim sau să discernem. Sau să se... Asta înseamnă să deosebești. Să separi lucrurile. Ăsta este un lucru bun. Ăsta este un lucru rău. Ăsta este un lucru foarte bun. Ăsta este un lucru cu totul ales. Excelent. Discernământul vine din cunoștință. Discernământul vine din cunoștința Domnului Iisus Hristos. Din cunoștința Domnului Iisus Hristos. Atâta confuzie există pentru că nu există discernământ. Pentru că nu există discernământ. Ce ne ajută Duhul Sfânt să discernăm? Ne ajută să discernăm sau să deosebim lucrurile alese. Mulți oameni gândesc viața creștină doar în termenii ăștia. Ăsta e bun? Ăsta e rău. Rău nu-l fac. Binele trebuie să-l fac. Viața creștină este mult mai mult decât atât. Să vă dau exemplu. Tot din relația de familie. Vă dau exemplu din relația de familie pentru că foarte proaspăt așa, viața de familie, foarte așa, mult adrenalină. Mai ales dacă ești moldovean, că sper voltean, în cazul meu. Dacă eu, de exemplu, aș aduce bani acasă, aș citi Biblia cu familia și m-aș ruga, aș vorbi soția mea când vrea ea, și aș lăsa lucrurile așa să meargă înainte. Vă întreb, surori, credeți că o nevastă ar fi împlinită cu astea? Și spune, uite, aș vrea, de ce nu ți-am adus bani acasă? Ce, nu am avut grijă și eu de copii? Ce, nu am schimbat copii? Ce, nu am încălzit la altul la ragaz când mi-ai spus să mă duc? Ce, n-am făcut ce ai vrut tu? N-am făcut ce mi-ai spus să faci? Ea să spune, nu, dar eu vreau să pornească de la tine. Spune de la tine lucrul ăsta. Să nu-ți spun eu. Eu nu-s mulțumită să faci numai lucrurile pe care ți le cer eu. Aia acum ar trebui să le faci fără să ți le cer eu. Da? Ea vrea mult mai mult decât atât. Frumusețea vieții de căsătorie nu e că ea își face partea ei, eu fac partea mea. Da? Ea face mâncare, ea face nu știu ce, eu mă duc și-am putut bani. Băi, eu mă duc la ce? Nu știu vreau să fac așa. Asta nu e viață. Aia nu este viață. Cele mai frumoase momente nu sunt astea. Sunt niște lucruri în căsătorie, nu care sunt bune sau rele, sunt niște lucruri alese. Niște momente speciale care îmbogățesc căsătoria și fac căsătoria să fie extraordinară. Și să nu poți să expin momentele acelea, să nu le poți descrie momentele acelea. Ar nu sunt lucruri bune. Ar fi o bajocorire a experienței respective să spui un lucru bun. Lucru excepțional, extraordinar, frumos, minunat. O binecuvântare pe care Dumnezeu a lăsat-o acolo. În relația cu Dumnezeu nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui eu n-am dat în cap la nimeni. Ce? Ce e supărat pe mine? Care e problema? M-am fost duminică la adunare, ce mai merge să fac? Am citit dimineața un psalm, m-am rugat 5 minute, care e problema? Aia ți se pare ție o viață aleasă, trăită înaintea lui Dumnezeu? Ți se pare că ai ajuns să discerni care sunt lucrurile plăcute, alese înaintea lui Dumnezeu și le-ai făcut? Domnul Iisus Hristos n-a spus, nu, să nu curvești cu nimeni. Dumnezeu, nici să nu te uiți măcar. Nici să nu te uiți măcar. Domnul Iisus nu spune, să nu dai în cap la nimeni. Când n-am dat în cap la nimeni, Dumnezeu spune, nici măcar să nu te mâni. Nici măcar să nu te mâni. Să nu răbuvnești prin demonie. Domnul Iisus Hristos nu spune, când cineva te blasfemă, tu să te abții. Nu așa spune Domnul Iisus Hristos. Spune tu dimpotrivă, binecuvântează, ăla e un lucru ales. Fă bine celui ce te urește, ăla e un lucru ales. Asta face ceva. Spune, mă, un lucru extraordinar. Nu a reacționat în situația aia. Nu e extraordinar. Aia poți fie stoicism, abstinență, multe chestii pot să fie. Dar nu e o chestie biblică, nu e creștinismul biblic. Lucrul ales este să reacționezi. Dar să reacționezi în plinătatea aceasta a Duhului Sfânt. Asta este viața trăită cu Dumnezeu. Viața trăită cu Dumnezeu este o viață în care deosebești, în care discerni lucrurile extraordinare, lucrurile alese în ochii lui Dumnezeu.
lucruri alese în ochii lui Dumnezeu, care asta este și viața noastră, așa ne-ar place să fie și viața noastră. Nu vrem ca viața noastră să fie banală, obișnuită, ci vrem ca viața noastră să fie umplută cu lucruri excepționale, cu lucruri alese. Însă lucrurile banale și obișnuite, trăite pentru gloria lui Dumnezeu, devin lucruri alese. Lucrurile banale, mulți oameni simt că nu am o viață plină de semnificație. Sunt o mamă, stau cu doi copii acasă, ce mare lucru fac pe pământul ăsta? Dacă faci lucrul ăla pentru gloria și slava lui Dumnezeu, este un lucru extraordinar, este un lucru ales în ochii lui Dumnezeu. Ce lucruri fac că mă duc și schimb în fiecare zi rost, dacă, sau că sunt mecanic, sau că completez nu știu ce formulare la stilul, deci fac un lucru frustrant toată viața mea. Nu, dacă îl faci pentru gloria lui Dumnezeu, se va vedea lucrul acesta, este un lucru ales în ochii lui Dumnezeu. Este un lucru ales în ochii lui Dumnezeu. Asta spre asta ne împinge Duhul lui Dumnezeu, ca să deosebim lucrurile alese, da? Duhul lui Dumnezeu ne dă dragoste pentru Hristos, Duhul lui Dumnezeu ne dă cunoștința voii lui și a lui, Duhul lui Dumnezeu ne dă discernământ, nu o trăire minimală. Creștinismul actual este un creștinism al minimului. Cât să fac ca să nu mă tem că mă duc în iad? Cât să fac ca să am cât de cât siguranță, că sunt ok? Și frații îți dau treburile astea dacă vrei. Vine la biserică, implică-te în ceva, dă zecioară, ești în regulă. Dacă dai și zecioară, poți să fii și mai rar, nicio problemă. Da? Să se poată face contribuțiile. Nu-i asta. Nu-i asta viața cu Dumnezeu. Asta e poate relația cu comitetul sau cu frații. Apoi spune că lucrul acesta, după ce îl cunoști pe Hristos, iubindu-l pe Hristos, deosebești care sunt lucrurile care îi plac în Hristos, ce se va întâmpla? Pentru ca să fiți curați. Există această obsesie extremă. Eu cred că în fiecare zi, în igiena noastră zilnică, spirituală, ar trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu la sfârșitul zilei. Lucrurile pe care Duhul lui Dumnezeu ne le aduce în minte când medităm prin Cuvântul lui Dumnezeu, din ziua respectivă, ele trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu, cele care sunt negative, și să ne pocăim de ele. Să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu de ele. Să le mărturisim și cu sinceritate să ne dorim să fim eliberați de ele. Cred asta. Dar cred că viața cu Dumnezeu este mult mai mult decât atâta, ba, în mod principal, altceva decât atât. Viața noastră nu este o viață orientată morbid spre păcat. Da? Ce-a făcut asta? Ce-a făcut? Și stai, știu cu ce-am casă, frustra, știu că Dumnezeu mă iartă, de aia am făcut lucrurile astea. Nu e asta viața. Viața este orientată în felul următor. Zice, pentru ca să fiți curați. Cum sunt curat? Printr-o orientare obsesivă asupra lucrurilor păcătoase pe care le-am făcut? Cum sunt curat? Nu! Spune că sunt curat dacă îl iubesc pe Hristos. Sunt curat dacă îl cunosc pe Hristos. Văd ce îi place cu Hristos, nu mai fac lucrurile care nu-i plac, fac lucrurile care îi plac. Curăția trăirii noastre vine din cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Nu știu dacă e clar lucrul ăsta. Curăția trăirii noastre vine din cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Nu poți să scapi de lucrul ăla, să scapi de el cunoscându-l pe Hristos. Nu ai să scapi de el fiind obsedat de păcatul tău. Da? Dacă eu, de exemplu, mie mi-ar fi foame. Și așa și analizat cu frate. Uite cât de foame mie. Uite, simt, am senzația asta când mi-ește foame. Și stau, suntem la masă. Am senzația când mi-ește. Uite, îți descriu cum a arătat, cum a trebuit preparată mâncarea aia care m-ar face pe mine să fiu sătul. Și tot am discutat despre foamea mea și așa mai departe. În loc să mă duc și să spun, uite, domnule, o masă plină de bucate, hai să mâncăm. Da? Vorbeam cu frate Adineauri, sau vă dau o altă imagine pe care am citit-o să spună aceasta la Spurgeon. Spurgeon spunea, un om care are, s-a murdărit pe față. Poate să fie murdărit mai mult sau mai puțin, el se poate duce să se spele pe față, indiferent de cât murdare. El poate să nu știe cât de murdare e pe față. Ești de știu că am o pată față, mă duc să mă spun, nu mă interesează cât de murdar sunt. Comparația aceasta o folosesc pentru a înțelege fiecare dintre dumneavoastră că, indiferent de lucrurile pe care le facem greșite, eșecurile noastre, căderile noastre, orientarea noastră principală trebuie să fie spre Domnul Iisus Hristos. Agățați de Hristos. Orientați spre Hristos. Să căutăm să-L cunoaștem pe Hristos. Creștinismul este o relație, o religie a relației. O religie a cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Asta este creștinismul. Nu să-mi fac ritualurile și să mă îmbăt cu apă rece crezând că sunt acceptat de Dumnezeu. Că nu sunt. Este o cunoaștere, o relație cu Domnul Iisus Hristos. Da? Asta duce la curățire. Asta este metoda de a fi curat. Dacă nu vă spun, sunt oameni care au renunțat la droguri, la tutun, la alcool, la curvie, la o grămadă de lucruri fără Hristos. Să știți că sunt oameni care au renunțat la ele fără Hristos, fără să aibă nicio treabă cu Dumnezeu. Deci dacă vii la Hristos numai să scapi de un anumit păcat, aia nu este religia creștină. Deci aia nu este creștină. Creștinismul nu este o metodă de a te scăpa de păcate de care te simți tu vinovat. Am un păcat, de obicei câteva, nu toate.
am un păcat de care mă simt mai vinovat decât restul și mă duc la Hristos ca să mă elibereze de el. Asta nu este creștinism. Hristos face lucrul acesta. Creștinismul este mult mai mult. Creștinismul, repet, este o relație cu Domnul Iisus Hristos din care rezultă ca un efect secundar curăție. Da? Cunoaștere. Cunoaștere. Foarte important. Cunoaștere. Pentru ca să fiți curați, și foarte important, aici Pavel introduce doctrina perseverării în har, spuneți pentru ca să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Ce o vrea să poticnească? Nimeni nu vrea să poticnească. Cine se consideră creștin, nu vrea să poticnească. Deci poți să ai o asemenea viață care te duce până la venirea Domnului Iisus Hristos. O viață din care nu te pierzi. Care e soluția? Păi soluția este să îl iubesc pe Hristos, să-l cunosc pe Hristos, să deosebesc lucrurile alese, să fiu curat și dacă sunt curat, perseverez până la venirea Domnului Iisus Hristos. Sau cum spunea pasajul din Coloseni, răbdare, îndelungă răbdare, cu bucurie, perseverare, continuitate. Dar în relație cu Hristos. Prin discernământ, prin cunoștință. Și apoi spune, în felul acesta, folosește termenul de care vă ziceam, versetul 11, umpluți cu ce? Umpluți de ce? Umpluți de roada neprihănirii. Asta vedem în Efeseni, asta vedem în Filipeni, asta vedem în Coloseni, asta vedem și în Faptele Apostolilor, erau plini de Duhul și de credință, și de înțelepciune, și de bucurie. Duhul Sfânt ne face plin de caracterul lui Hristos sau de roada neprihănirii. Asta face Duhul lui Dumnezeu, prin metoda care o prezentat-o mai înainte. V-aș invita, v-aș ruga să puneți întrebările astea. A fost fratea. Botezat cu Duhul Sfânt? Auzi, fii atent, avem noi o sesiune specială, dacă vrei. Ascultați-mă. Când ai ieșit de la sesiune, te întreb. Ce s-a întâmplat? Păi am simțit, ok, mâine dimineață să vedem. Roada neprihănirii. Am vorbit cu un frate păstor și i-am explicat dilema mea. Deci explică-mi mie, care-i treaba cu umplările astea care țin până la ieșire? Zice, păi se golesc. Ce s-au golit între timp. Asta e datorită înțelegerii greșite a experienței umplerii cu Duhul Sfânt, a naturii umplerii cu Duhul Sfânt și a umplerii Duhului Sfânt. Adică Duhul Sfânt nu mă poate face nici măcar până a doua zi. Măcar până a doua zi. Să arăt ceva din El în viața mea. Nu se poate face ceva. Nu găsiți în Biblie așa. Deci în Sfânta Scriptură nu găsiți doctrina golirii rapide de plinătatea Duhului Sfânt. Nu există. Asta este și ce este lucrul ăsta? Este un mod de a justifica doctrinele noastre defectoase și practica noastră defectoasă. Cum să justificăm dezastrul? Cum să justificăm, domnule? Cum să justificăm lipsa de efecte? În ciuda faptului că am aplicat metodele corecte. Cum să justificăm? Păi inventăm o doctrină. S-o colui dintre tine. Biblia nu vorbește despre asta. Spune că suntem umpluți de roadă. Roada este ceva ce face parte din nou. Nu se duce și vine așa. Este caracterul nostru, caracterul lui Hristos lucrat în noi, chipul lui Hristos lucrat, imprimat în noi. Cum se dobândește această plinătate? Auziți? Dacă n-ai înțeles de la început că e vorba despre Hristos, îți spun acum la final din nou. Prin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos. Vreau să fiu plin de Duhul Sfânt. Doamne, îmi place viața asta care o descrii Tu. Să-L cunosc pe Hristos, să fiu în relație cu Hristos, să-L iubesc pe Hristos, să trăiesc neprihănit, să nu mă poticnesc, da? Să merg până la capăt, să am și o roadă Duhului Sfânt în viața mea. Excepțional! Ce credincios nu vrea lucrul ăsta? Toți vor lucrul ăsta. Cum? Prin Iisus Hristos. Printr-o relație cu Domnul Iisus Hristos, printr-o relație strânsă cu Domnul Iisus Hristos, îndreptându-ne, cum spune evrei, spre final, îndreptându-ne privirea, ațintiți cu privirea spre Domnul Iisus Hristos, contemplând frumusețea Domnului Iisus Hristos. Persoana Domnului Iisus Hristos are o atracție irezistibilă. Cu cât îl vezi mai mult, cu atât te îndrăgostești mai mult de El și devii mai mult ca El. Eu în Sfânta Scriptură nu caut nici tehnici ca să manipulez personalitatea și să o subjug neprihănirii. Nu încerc să mă manipulez pe mine psihic, să mă duc în nu știu ce fel de transe, să mă transform pe mine prin nu știu ce tehnici din astea super New Age, dar îmbrăcate cu expresii creștine. Nu! Și Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, mă pune în fața frumuseții Domnului Iisus Hristos și se întâmplă ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 13. Așa, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, frumusețea Domnului, gloria Domnului. Și suntem schimbați în același timp cu a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Asta este umplerea cu Duhul Sfânt. Continuă, progresivă.
Mă pune să văd frumusețea lui Hristos și frumusețea lui Hristos este irezistibilă. Te atrage, te cucerește. Contemplând caracterul, chipul Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, este atras și transformat în același chip cu al Lui prin Duhul Domnului. Așa se face lucrarea aceasta. Așa se face lucrarea aceasta. Filipeni spune că lucrul acesta se face prin Iisus Hristos și în final spre slava și lauda lui Dumnezeu. Citeam o carte, o broșurică când a venit aici și Drace Cred, scrisă de Jonathan Edwards, tradusă în limba română, am găsit la editura de care vă ziceam la mează Magna Gratia Tuturor. Și Drace Cred. Și el spune așa, foarte mulți oameni care pretind că au experiențe cu Dumnezeu, vei vedea că sunt mai îndrăgostit de experiențele lor decât de Hristos. Și asta este o dovadă că experiențele lor sunt false. Deci, este cineva care are experiență. Când a fost ultima dată când în întâlnirea asta cu oameni care au tot felul de experiențe și se bucură de experiențele lor, este cineva care vrea să ne spună ceva despre frumusețea Domnului Iisus Hristos? Eu n-am auzit, vă spun, eu nu am auzit. Să vină cineva în fața ta, am avut o experiență în care am văzut sfințenia Domnului Iisus Hristos în următoarea privință. Și am fost așa de marcat și așa de impactat de aspectul acesta al caracterului Domnului Iisus Hristos, că din ziua aceea mă obseda gândul acesta și când am fost la școală, când am fost la serviciu, când am fost acolo, când am fost acasă, relația cu soțul, așa, m-a urmărit gândul acesta. Aspectul ăsta al frumuseții Domnului Iisus Hristos. Ai auzit? Nici eu. Nici eu. Pentru că teologia despre umplerea cu Duhul Sfânt este denaturată. Și noi, nu știu câți dintre voi sunteți baptiști, eu sunt baptist. Noi baptiști am dezvoltat un complex de inferioritate. Ei sunt cu Duhul Sfânt, noi nu suntem. Este puțin confuz, așa nu prea știu cu treburile astea. Eu nu cred așa. Eu nu cred că cineva poate să ne jefuiască pe noi de o experiență. Eu nu cred că cineva a pus copiroaie și a pus sechestru pe lucrarea Duhului Sfânt sau pe persoana Duhului Sfânt. Nu cred lucrul acesta. Și cred din potrivă că Biblia ne arată foarte clar că această plinătate este întotdeauna în relație cu Domnul Iisus Hristos. Și în final, ne spune aici că lucrul acesta este spre slava și spre lauda lui Dumnezeu. Nu proslăvesc experiența mea. Nu proslăvesc ce am simțit eu. Ci laud și dau glorie lui Dumnezeu. Viața mea este orientată spre a da slavă și glorie lui Dumnezeu. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta. Aceasta este plinătatea Duhului pe care vă doresc vouă. Aceasta este plinătatea Duhului pe care mi-o doresc mie. Aceasta este lucrarea pe care noi trebuie să o dorim în viața noastră, pentru că este temelia vieților noastre.